O cunoscută chirhană din comuna Constanțeană, Vadu, a fost amendată cu 10.000 de lei și închisă de protecția consumatorului după ce mai mulți clienți au ajuns la spital cu toxinfecție alimentară. Printre ei, un cunoscut procuror din Constanța. La controle, inspectorii OPC au găsit mizerie de nedeschis și, atenție, o tonă de alimente expirate. Unele chiar și de 3 ani erau expirate. Mamă! Imaginile distribuite în urma controlului sunt greu de digerat și spun totul despre cum erau respectate normele de siguranță alimentară. Aoleu, dar aici miroase ceva. De miros și miroase. Ăsta-i tonul? De unde vine? Expiră pe 14.9.2022. Nu, când a fost congelat. Nu, expiră. Haideți să citim împreună. Protecția consumatorului a mers în control după ce a aflat că un localnic a mâncat în restaurant și a ajuns la scurt timp la spital. 30.10.2022. Palamida expirată din 13.8.2022, dar i-a schimbat și starea termică după aspect. Ia, unde mai avem? Aici, toată lada. Inspectorii au găsit mizerie în toate spațiile de depozitare. Muște și excremente de animale în zona unde se spălau vasele. Frigiderele erau atât de murdare încât ușile nu se mai închideau din cauza depunerilor de grăsime. Da, peștele ăsta, ce-i cu el aici? N-avem nicio informare. 14.9.2022. Asta-i tot. Asta nu mai are nimică. Este aia fumat sau nu, ce? E proaspăt, a fost cândva. Miroase. Peste o tonă de produse erau expirate, iar unele datau chiar din 2019. Alimentele erau ținute și la temperatura camerei, iar materiile prime erau ținute pe podea. Afară de o tonă și aproape 100 de kilograme de pește în afara datei durabilități minime de consum, nu s-a găsit niciun alt pește proaspăt, deci oricine ar fi ajuns astăzi să servească masa, cu siguranță nu ar fi avut altceva de mâncat decât pește expirat. Patronul Cherhanalei găsește explicații. Spune că stocurile de marfă cu care a aprovizionat localul la începutul sezonului au rămas neconsumate și între timp au și expirat, iar un angajat ar fi pregătit meniul zilele trecute, folosind alimentele ieșite din garanție, în loc să le arunce. Este un incident care a avut loc pe fondul unui sezon slab. Aprovizionarea începutului de sezon a fost sub vânzările estimate datorită lipsei de clienți, iar o erare umană a condus la acest incident regretabil. Am dispus de îndată remedierea situației. Comisarii OPC au amendat restaurantul cu 10.000 de lei. L-au închis și au sesizat și parchetul.